Hai, Marius, hai! Ce faci, băi, frățioare? Ai fugit fără mine? Mi-ai ținut ascunsă surpriza? Păi cum o să-ți pot surpriza, ești nebun? Băi, chiar nu mă așteptam, Dani, să-mi bat picioarele. Dacă îmi vine să cred ce văd, în primul rând îți spun de ce. Nu e vorba Marius, că eu te știu că... Vreau să vă spun foarte repede că vreau să închid live-ul. Vreau să profit de... Vrei să-ți petrezi seara, știu, înțeleg, eu te știu cel mai bine, că noi avem aceleași fetișuri. Ce vreau eu să spun? În primul rând să nu faci dale-dale noastre cu ea, ai înțeles? Vreau să fiu o fată care să o respecti foarte mult. Iubita mea, nimic n-are de-a face cu aventuri, cu prostii, exact. Iubita mea. Exact. Ideea este în felul următor. Am vorbit și cu Gabriel Oprea, acum m-am sunat. Omul din propria inițiativă a zis că vrea să fie nașul tău să te cunune. Gabi e un băiat super ok, n-a putut să te prindă pe telefon, m-a prins pe mine aici și mi-a zis: Zilu, Dani, te rog mult, că îmi place foarte mult că ține la fata asta și s-a dus după ea acolo. Îl pup pe Gabi, fratele nostru, ok, ascultă-mă, dacă ai ceva de transmis pentru oameni aici, pentru fanii noștri, că vreau să închid. Am ceva de transmis și după aia o să-ți transmită și Vader. În primul rând, eu îți cunosc ție, stând atâția ani lângă tine, îți cunosc stilul tău. Știam că ai sânge spurcat. Tu ai sânge de mafioți, exact cum se răzbună mafioții. Tu ai vrut dintr-o răzbunare pe familie, tu ai vrut, de fapt, să te răzbuni și ai ajuns în altă parte. Adică te-ai îndrăgostit fără să vrei. Pentru că eu știu genul tău. Tu nu te duci după o femeie să bași 500 de kilometri. Tu nu te duci degeaba. Ai înțeles? Iar eu, cunoscându-te foarte bine, sincer, nu mă așteptam să o poți să o cucerești. Poate mă gândeam că o să ai o discuție cu ea, poate o să rămâi la stadiu de amiciție, dar nu să te combini. Pentru că tu, în momentul când te-ai combinat cu o femeie, asta înseamnă că și ea își dorește și ea vrea. Înțelegi? Deci ideea este, eu știam ce sânge spurcat ai în tine. Tu știi bine și vreau să audă lumea, eu n-am spus niciodată chestia asta, nici lui Vader, care e lângă mine, nu i-am spus-o. Eu am fost șertat cu tine 6 luni de zile, din toată prietenia noastră, când ne știm noi de mici. Eu am fost șertat pe niște îmbărligături 6 luni de zile cu tine. M-am dus la frații tăi să încearcă să vorbească cu tine, să le spună că nu este nimic adevărat. Iar tu, până nu ți-ai dat seama că nu este adevărat, tu nu, nici măcar nu m-ai blocat peste tot. Ai înțeles? Deci eu știu talentul tău și cum ești tu. Bă, viața mea, iartă-mă, că tu știi că eu nu fac de asta. Ăsta nici n-are TikTok. Eu nu intru aici, sufletul meu, că eu nu intru aici, că sunt biserici. Dacă vreau să cesești, mă duc la biserică. Ascultă-mă. Tu știi ce ai demonstrat în seara asta? Că indiferent de om, că ești mecher, că e fraier, că e lăutar, că ești ușor, tot două om și două picioare au. Înțelegi? Te iubesc, Vadă. Padere, te pup. Tu, în afară de faptul că ești un om foarte iubit de toată România, tu ești iubit și de șmecheri și ai demonstrat șmecherie. Padere, vă pup și vă iubesc pe amândoi. Deci oamenii sunt toți la fel, tot două mâini, tot două picioare avem, nu contează ce meserie avem, cum ne producem banii, trebuie să ne respectăm și să respectăm la rândul nostru ca să primim respect. Vă iubesc, te pup, te iubesc. De la Peter, vă las pe amândoi, frate. Am ieșit, vă pup, da? Vreau să-ți mai zic 10 secunde ceva, Dani, încă o dată. Deci nu vreau să mă repet. Ideea este în felul următor. Vreau ca tu să demonstrezi la oamenii ăștia care te urmăresc aici, 12.000, au fost și 15.000 și 16.000, să demonstrezi că tu nu ai făcut o ambiție cu fata asta. Tu... Vreau, indiferent că sunteți acum cuplați, că ați făcut pentru ceva, vreau să respecti această fată, vreau să-i respecti copilul ei și vreau să fii un om, că lumea nu știe, Dani, că tu ajuți case de copii. Și cazul UCU. Nu mai să petreabă. Auzi, cazuri sociale. Ba da, trebuie și astea spuse, Dani, ca să știe lumea ce fel de om ești. Pentru că ei au văzut doar partea rea. Nu mai vorbi de... Ei au văzut doar partea rea. La tine ei ca și om au văzut doar partea rea. Asta e toată problema. Că ei nu te cunosc pe tine. Nu știe cât ești de răzbunător. Nu știe cât ești de răzbunător. Nu știe ce sânge ai în tine. Nu știe că nu știi să pierzi. Tocmai asta este problema. Ca să înceapă să te cunoască lumea la adevărata ta valoare.
care se ai atins un subiect foarte bun. Băi, dar ce anume? Doar că trebuie să treacă timp. Exact, timpul rezolvă tot. Dar asta vreau să spun acum. Vreau să ai grijă de fata asta, vreau să ai grijă de fetița ei și să fii un exemplu. Că ține o lună relația, că ține două luni relația, că ține trei luni relația, nu asta contează, Dani. Pentru că tu trebuie să demonstrezi ei și copilului ei că ești un om și ai făcut chestia asta. Da, eu te-am înțeles perfect, stând lângă tine, eu știu ce ai vrut să faci. Tu ai vrut să te răzbun pe băiatul ăsta. Te scot aici. Ameri... Pa, pa, te iubesc. Pa, pa. Ce? Da, te iubesc, pa, pa. Am fost că dă prea multe din casă, chiar dacă e fratele meu. Băi, încă o dată, ca să închid la evul frumos, vină. Nu mai aud. Hai că vreau să închid live-ul, să mai spun ceva. Auzi, nu mă aud. Stai. Ce fac să mă aud? Nu, pe nu mă aud cum o să răsesc cineva. Nu știu. Gata, mă aud? Te auzi acum, da. Fac ăla. Vine vedea, mă, cu ce să te pup și de față cu toată țara asta. Vai de mine, vai de mine, facă ăla. Hai, v-am pupat, mă, încăvași, botul vostru. Faceți fapte, nu vorbe. Faceți fapte, faceți fapte. Te-am spart, te-am lovit. Unde te doare mai tare? Mâine am să fac live cu iubita mea și fetița noastră, da? La cumpărături, la plimbare, han, v-am pupat. Pupă-mă cu Andrei, pentru ultima dată aici pe live. Hai, vă pup!